Cristina Șișcanu și-a îngrijorat fanii de pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV a mărturisit că nu se simte deloc bine, am o sensibilitate. Cristina Șișcanu a postat un mesaj îngrijorător în mediul online. Se pare că vedeta are dureri puternice, după ce a apelat la albirea dentară. Nu este pentru prima oară când i se întâmplă asta. Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din țara noastră. Fără îndoială, se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional se bucură de o carieră de succes în lumea televiziunii, tocmai de aceea a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas. Pe plan sentimental, vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Mădălin Ionescu, iar din rodul iubirii lor s-a născut și Petra, fiica acestora. Totodată, prezentatorul TV mai are încă un fiu și o fiică dintr-o relație anterioară, pe Filip și pe Ștefania. În urmă cu doar câteva momente, Cristina Șișcanu și-a îngrijorat fanii de pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV a mărturisit că trece printr-o perioadă dificilă și nu se simte deloc bine. Cristina Șișcanu, mesaj îngrijorător în mediul online. Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare. Vedeta este întotdeauna deschisă și sinceră față de membrii comunității sale, tocmai de aceea împărtășește atât momentele frumoase din viața sa, cât și pe cele mai puțin frumoase. Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce soția lui Mădălin Ionescu a mărturisit că nu se simte deloc bine. Se pare că suferă de dureri foarte puternice, din cauza faptului că și-a făcut albire dentară. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a mărturisit că nu este pentru prima dată când trece prin astfel de momente după o vizită la medicul stomatolog. Cristina Șișcanu suferă de sensibilitate dentară, însă mărturisește că albirea dentară este singura intervenție la care apelează și asta pentru că este o fire fricoasă. Știți că eu împărtășesc cu voi și momentele fericite, dar și cele în care nu mă simt tocmai bine, cum este cel de acum. Îmi amintesc că și acum 12 ani, înainte de nuntă, mi-am făcut albire dentară. Pe vremea aceea se făceau cu lampa și atât de tare m-au durut dinții, încât noaptea a trebuit să-l rog pe doctorul de la vremea respectivă să vină să-mi facă ceva să nu mă mai doară dinții. Mi-a făcut atunci niște injecții în gingii, ca un fel de anestezie, ca să suport mai ușor durerile. Ei, și din când îmi fac această albire dentară. Unii dintre voi o să spună de ce îți trebuie. Este singura chestie estetică pe care mi-o fac, cu acest gen de consecințe. Nu aș recurge la intervenții din astea grave, nu sunt grave, dar mă rog, cu recuperări, cu chestii de genul acesta. Cel puțin nu acum, eu sunt fricoasă. Ce voiam să vă spun este că mi-am mai făcut de atunci de câteva ori albirea și de fiecare dată, în seara zilei în care îmi fac albire, am o sensibilitate la dinți și mă dor. Am luat niște antiinflamatoare și am o sensibilitate. M-am băgat în pat și aștept să-mi treacă. Virgulă este o parte din mesajul transmis de Cristina Șișcanu pe rețelele sale de socializare.